Am revenit, suntem în direct. Corneliu Parascan, directorul Direcției Silvice Iași, este de această dată invitatul jurnalului. Bună seara și bine ați venit în jurnal, domnule director. Bună seara. Domnule director, după cum bine știți, sindicaliștii din silvicultură solicită autorităților competente modificarea de urgență a statutului personalului silvic, precum și a cadrului legislativ existent pentru a asigura o protecție reală a pădurarilor. Mai mult decât atât, în data de 24 septembrie a fost anunțată o adunare publică la București. În acest context, domnule director, v-aș întreba, legislația actuală, cum îi protejează pe angajații din domeniul silvic? Înainte de a vă răspunde, aș vrea să vă spun că Direcția Silvică Iași administrează fond forestier proprietate publică, pentru că se face o confuzie. Deci proprietate publică a statului, în jur de 66.000 de hectare, dar facem și servicii silvice, practic baza fondului forestier, proprietate publică, aproximativ 9.000 de hectare. Deci aproape 20 și ceva de mii de hectare din cele 35-36 de mii care s-au retrocedat în județul Iași, parte din ele au asigurate servicii silvice sub alte structuri, altele nu au absolut niciun fel de serviciu privind paza fondului forestier. Deci foarte multe suprafețe care sunt fără pază și unde se produc mare majoritate cele tăieri ilegale de care se tot vorbește, de frișări. Multe situații în care au avut de suferit angajații din domeniul silviculturii? Am avut agresiuni fizice și tind să cred că acest fenomen se va intensifica, având în vedere faptul că în ultima perioadă ați văzut agresiunile verbale, agresiunile din media au escaladat, cel puțin noi asta simțim, corpul silvic, și cred că o cauză este și această, eu știu, această tendință de a generaliza anumite aspecte negative care se întâmplă, dar izolat, în sectorul silvic. Dar de aici până a considera corpul silvic un corp de oameni care fură pădurea, care doar urmăresc să se îmbogățească, e o diferență foarte mare. Și din păcate ați văzut media cam cum ne califică. Și cred că aceste agresiuni au escaladat și pe acest fond al agresiunilor verbale. Și din păcate o situație foarte dramatică s-a derulat în această lună și practic în timpul serviciului un pădurar din cadrul Colo Silvic Pașcani a fost ucis de 3 cetățeni care furau, tăiau ilegal niște arbori dintr-o proprietate privată pe care noi aveam în pază. Cum se apără un pădurar conform legislației? Practic, el are la îndemână doar armament din dotare sau a avut armament, pentru că și aici este o poveste destul de lungă. Din cauza unor modificări legislative ni s-au retras armele pe care le aveam și acum am reușit să achiziționăm o parte, dar suntem pe proceduri pentru că firmele care au ofertat sunt într-un proces continuu de un an și ceva. Să înțeleg că nu toți pădurarii din județul Iași sunt dotați cu arme? Nu, am achiziționat în jur de 89 de pistoale, pentru că noi am avut AKM-uri până acum în dotare și printr-o modificare legislativă am fost nevoiți să retragem pistoalele mitraliere și a trebuit să facem proceduri de achiziție a pistoalelor calibru 9 mm. Am dorit să luăm o parte cu glonț, o parte cu bile de cauciuc. Din păcate, n-am avut ofertanți, iar până acum am reușit să luăm doar o parte din pistoale care ne-ar trebui și am încercat să le distribuim în zonele unde sunt presiuni mai mari din partea cetățenilor certați cu legea. Dar când preconizați că veți reuși să procurați și celelalte arme de care când se va nevoie finaliza acest proces, vreau să vă spun că este o istorie întreagă, practic instanțele s-au contrazis, CNSC-ul a dat o soluție într-un fel,
Curtea de Apel a dat o soluție în alt fel și, din păcate, și acum suntem pe proces. Noi am riscat și am achiziționat aceste pistoale în ideea de a urgenta dotarea personalului. Sperăm să fie o soluție favorabilă ca să nu fim noi pasibili de o anumită amendă din partea, eu știu, unor instituții. Spuneați că aproape 90 de arme au fost distribuite. De câte ar fi nevoie pentru dotarea? Avem un număr de 167 de posturi de pădurari, dar nu sunt toate ocupate. În jur de 156 de pădurari ocupă acum posturile în structura Direcției Silvice Iași. Legat de modificarea statutului angajaților, ce prevede această modificare? Cu siguranță v-ați informat legat de asta. Da, statutul a îmbrăcat mai multe... Mai ales atunci când vine vorba de protecție. Da, a îmbrăcat mai multe forme de-a lungul timpului. S-a încercat o formulă, n-a fost agreată, autoritatea, respectiv ministerul, a dorit altceva. Noi, Confederația, practic, și Corpul Silvic a făcut unele amendamente. Vine cu ceva noutăți în sensul dotării și se dorește dotarea personalului de teren cu mijloace de deplasare, mijloace de comunicare, mijloace de autoapărare. Ceva modificări vis-a-vis de sancțiunile disciplinare. Practic aici sunt niște lucruri punctuale față de ceea ce prevede statutul acum. Mai sunt drepturi care se acordă în condițiile în care personalul suferă din cauza desfășurării activității, este agresat, eu știu, invaliditate de muncă și atunci statutul prevede niște drepturi pentru cel care trebuie să pensioneze din cauza unor afecțiuni. Nu s-a reușit modificarea vârstei de pensionare, deci diminuarea vârstei de pensionare, din păcate. Suntem supuși acelorași presiuni ca și cei din poliție sau din alte structuri de apărare care știm că ies la pensie la vârste mai mici. Din păcate, la noi nu s-a reușit acest lucru. Vom vedea sub ce formă va ieși și va fi publicat în Monitor Oficial. Aceste situații de agresiune în care sunt implicați angajații din subordinea dumneavoastră și mulți infractori, credeți că ar putea fi prevenite cumva? Da, încercăm printr-o comunicare mai agresivă din partea noastră și încercăm să explicăm lucrurile așa cum se derulează în sectorul nostru, pentru că sunt foarte mulți care, între ele mele, se pricep la silvicultură, da? Dacă văd că se exploatează sau se taie un arbore, imediat se sună sau se postează pe rețele de socializare, se taie ilegal, da? Sunt defrișări. Vă dau un singur exemplu. Am început să recoltăm arborii de pe DN24 care s-au uscat și care practic în iarnă pot pune în pericol siguranța circulației din cauza că apare și acel fenomen de ploaie înghețată. Și am făcut un anunț, am postat un anunț prin care ne-am cerut scuze pentru disconfort, pentru că se oprește circulația, se restricționează, mă rog, aspecte care țin de procesul de exploatare, pentru că se doboară pe partea carosabilă și, bineînțeles, postările au venit fără niciun fel de elemente care s-au practic să se fie documentat. Logice, stop defrișărilor ilegale. Nu favorizați agenții imobiliari sau rechinii imobiliari. Ceva de genul ăsta. Ce legătură are tăierea acestor arbori uscați de pe marginea drumului cu rechinii imobiliari? Am dat un exemplu. Practic încercăm să conștientizăm și să venim cu o comunicare eficientă care să explice că tot ce înseamnă tăieri ilegal, tot ce înseamnă tăieri, încercăm să respectăm ceea ce prevede amenajamentul silvic. Amenajamentul silvic este o biblie a noastră, ca să zic așa, unde se prevăd toate lucrările care trebuie executate. Practic, ceea ce se întâmplă și sporadic mai există aceste tăieri în cantoane, sunt la nivelul unor volume foarte mici. Anul acesta avem în jur de 1000 de metri cub tăieri ilegale până la acest moment. Noi, anii trecuți au fost tăieri mai... Nu, anul trecut am avut un volum mai mic. Anul acesta, din păcate, am constatat niște tăieri ilegale în niște cantoane și am luat și măsurile ca atare. Am propus desfacerea contractelor de muncă.
Dar, repet, aceste tăieri sunt izolate, sporadice, dar trebuie să recunoaștem, sunt zone unde presiunile sunt mari și se mai produc tăieri ilegale din partea cetățenilor în zonele mai puțin defavorizate. Asta vreau să vă întreb, sunt mulți hoți de lemne? Adică nu, au fost depistați? Au fost depistați, noi avem un regulament de pază a fondului forestier, după care noi organizăm activitatea de prevenire și de pază. Împreună cu instituțiile abilitate, avem protocoale, facem acțiuni de controlul circulației masei lemnoase, facem controle de fond în fiecare canton. Se pare că s-au diminuat aceste presiuni. Uitați-vă că nu mai sunt atelaje, da? Mai sunt foarte puține atelaje. Există masă lemnoasă suficientă care o punem la dispoziție și agenții economici care exploatează și noi în regie proprie. Practic, zic eu că aceste presiuni încet, încet se diminuează și sperăm că vor fi din ce în ce mai mici cu încercarea noastră, repede, de a conștientiza și a face și un rol, a avea și noi un rol educativ prin comunicare. O altă activitate ține de ecologizare. Chiar în viitorul apropiat ați programat o astfel de activitate. Da, tot ce ține de educație, vedeți și cam cum se gestionează deșeurile și cam cum unii cetățeni se gândesc să protejeze, între ghilimele, mediul, aruncând tot felul de deșeuri. Avem pe 21 sâmbătă o acțiune împreună cu Let's Do It Romania, cu ministerul nostru, cu Ministerul Sportului, Tineretul și Sportului. Avem o acțiune de ecologizare în toate ocoalele silvice din cadrul Direcției Silvice Iași. Avem 8 ocoale silvice în structura Direcției Silvice. Am transmis toate coordonatele GPS al punctelor de întâlnire și a celor care răspund de organizarea acestor acțiuni. Ele vor fi monitorizate, vor fi cuantificate ca număr de participanți, se va face la nivel de Regie Națională a Pădurilor, se va face un comunicat în care se va prezenta rezultatele și încercăm să atragem cât mai mulți din societatea civilă. Deci orice cetățean este binevenit. Orice cetățean este binevenit. Punem la dispoziție saci, mănuși, traseile le-am stabilit. În Iași avem zona Ciricului și zona aceea Rosetei. Celelalte ocoale sunt punctuale. Zona Bucium. După astfel de activități, multe deșeuri sunt colectate? Asta spune ceva despre educația noastră. Da, spune și probabil că pădurea e ca un magnet așa, atrage, trece pe lângă pădure și aruncă, probabil, mai puțin vizibil în interiorul pădurii, dar din păcate chiar cetățenii care vin și achiziționează masă lemnoasă de la noi sau care execută lucrări în cadrul contractelor pe care le avem cu diverse firme, din păcate și ei procedează la fel și foarte interesant, chiar în prezența personalului nostru de teren. Și trebuie să le atragem atenția. Dar sunt gesturi, cred că, nu știu, involuntare. Au devenit involuntare, probabil, să arunci o sticlă sau un pahar sau o hârtie. Când poți foarte ușor să-l strângi și să-l duci, să-l pui într-un sac și să-l arunci în altă parte. Că tot veni vorba despre masa lemnoasă, se scumpește lemnul în perioada rece anului? Nu. Și pe această temă noi am încercat să transmitem mesaje pe rețele de socializare și am comunicat modul în care populația poate să-și achiziționeze, să-și procure lemn pentru perioada următoare. Practic, acest lucru îl facem în cursul întregului an, dar acum va urma o perioadă în care probabil lumea va încerca să-și achiziționeze un volum mai mare de masă lemnoasă. Punem la dispoziția cetățenilor masă lemnoasă în diverse faze de exploatare, practic lemn care poate fi achiziționat din platformele primare, unde se exploatează masa lemnoasă, dar și din depozitele finale, unde lemnul este adus, stivuit, pregătit, doar
cetățeanul și-l poate achiziționa, să-l încarce și să-l transporte acasă. Nu am modificat prețurile, toate sunt afișate pe site-ul nostru și pe pagina noastră de Facebook. Sunt prețuri diferite în funcție de sortiment și de specie. Dar nu sunt prețuri care să îngrijoreze și nici nu intenționăm să umblăm la aceste prețuri în următoarea perioadă. Ne puteți da câteva limita... cifre de la cât pornește? Sau... Diferă de specie, de sunt foarte multe. Sunt multe speciile moi, diversele moi, 110, 120, dacă este în depozit este un preț, dacă este în platformă este alt preț. Sunt costuri care sunt cuantificate și înglobate în aceste prețuri, dar sunt... cum se spun, de bun simț și sunt la limita rentabilității, le-am calculat. Practic nu ne-am pus o marjă foarte mare de profit, pentru că este și o problemă socială și atunci încercăm să asigurăm cu un volum cât mai mare de lemn. Asta vreau să zic, să vă întreb. Oferta acoperă cererea? Nu, oferta nu acoperă cererea. Vorbesc din punct de vedere al lemnului pe care îl oferim noi ca direcție silvică din ceea ce exploatăm. Agenții economici la rândul lor oferă masă lemnoasă din partizele pe care le exploatează și își fundamentează prețurile, folosesc alte prețuri, utilizează un alt sistem. Asta vreau să vă întreb, mare diferența dintre prețuri? Destul de mare. Mai mari? La agenții economici. La agenții economici. Însă, în schimb, ei au asigurat niște servicii, practic duc lemnul tăiat, despicat și îl transportă cu mijloace auto la beneficiar direct acasă. Încercăm și noi acum, prin niște investiții, să pregătim lemnul, să-l paletizăm și să-l și transportăm cu mijloace, dar asta înseamnă niște investiții care probabil se vor finaliza în anul 2020. Aș vrea să vă întreb și despre zonele împădurite în ultima perioadă. Subiectul împăduririlor, și acesta este destul de sensibil, toți întreabă de ce nu împădurim mai mult. Tăiați, dar nu împăduriți. Vreau la fel, aici aș face o precizare scurtă, tehnică. Practic, regenerarea pădurii se produce în două moduri. Într-un mod natural, când se elimină arboretul matern și în urmă vin copiii, ca să zic așa, puii, și pe care noi îi îngrijim în continuare în anumite stadii și există niște norme tehnice și niște tratamente pe care le aplicăm până arboretul matern este înlocuit de acești vlăstari. Și o regenerare artificială când se taie masă lemnoasă și suntem obligați să venim să împădurim acele suprafețe. Tot ce se taie ras, vorbind de aceste suprafețe unde tratamentul este de așa natură și arboretul trebuie înlocuit cu alte specii, toate aceste suprafețe le împădurim în maxim 2 ani de zile de când se eliberează, de când devin suprafețe, de când se taie acești arbori. Deci, practic, nu există suprafețe la noi care să fie exploatate și neregenerate. Practic, de pe un an pe altul, noi venim și facem un program de împăduriri în funcție de ceea ce exploatăm în cursul anului anterior. În anul următor încercăm să împăduriri. În maxim 2 ani de zile noi împădurim toate aceste suprafețe. La nivelul anului 2019 am realizat aproximativ vreo 100 de hectare de împăduriri artificiale, regenerări artificiale, de ceea ce vă spuneam. Iar ca regenerări naturale, regenerări prin instalarea acestor puieți pe cale naturală, avem aproximativ vreo 380 de hectare. O problemă delicată aici este legată de împădurirea unor suprafețe inapte pentru agricultură. Probabil se va modifica legislația din informațiile pe care le avem, astfel încât Regia Națională să poată achiziționa terenuri agricole care nu pot fi folosite în scop arabil. Și să fie transferate. Să fie preluate și ele să fie împădurite și astfel să creștem suprafața fondului forestier. Se vorbește acum de o cifră aproximativ? Nu, până nu se modifică legislația, dar suprafețe sunt suficiente
sunt destule suprafețe. Asta înseamnă că ne vom bucura de suprafețe mai mari de pădure. Sperăm că va crește suprafața, avem puieți forestieri, avem un program de dezvoltare a acestor secții unde producem puieți, a pepinierelor, unde producem puieți, mărim suprafețele pe care facem aceste culturi și încercăm să ne gândim la un program de în care să oferim puieți proprietarilor care vor să-și împădurească suprafețele, unităților administrativ-teritoriale care vor să-și facă perdele de protecție. Regia Națională a Pădurilor sponsorizează, de fapt, în fiecare an cu un anumit număr de puieți. Avem disponibil, avem speciile care se pretează și probabil în toamnă, dacă timpul va permite, vom încerca să oferim, să scoatem acești puieți și să oferim celor care solicită. Deci primăvara este anotimpul favorabil în care se fac aceste împăduriri. Primăvara, dar executăm și în toamnă. În toamnă lucrări de completări, acolo unde am mai avut probleme vis-a-vis de pagube, produse de diverse factori. Speciile cel mai des folosite, care sunt? În special folosim percineile, stejarul frasinu, stejarul gorunu, în combinație cu frasinu, cu paltenu, cireșu, specii de amestec. Domnule director, vă mulțumesc tare mult pentru aceste informații, spor în tot ce faceți și vă așteptăm și cu alte noutăți. Mulțumesc, drag. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă, să aveți și vizionare plăcută în continuare.